vom aminte la rugăciune. Tatăl nostru care ești în ceruri, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, îți mulțumim că și în această dimineață de sabat ai făcut cu cale ca să ne aduni în jurul cuvântului Tău. Te rugăm să binecuvânți asistența prezentă comunitatea aceasta în această oră de studiu, să binecuvânți Tu servul de care te folosești, ca cuvintele care vin din partea Ta să fie ascultate și întipărite în mintea noastră. Te mai rugăm pe mai departe pentru familia Cosman din Piatra Neamț, care a decedat, să fii cu ei, să-i îmbărbătezi, să-i ajut să depășească acest moment și Tu să rămâi pe mai departe mângâierea lor. Amin. Te-am rugat toate acestea în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Amin. Textul biblic pentru astăzi se găsește în Ieremia 29, în versetele 11 și 12. Pentru că numai eu știu gândul cel am pentru voi, zice Domnul, gând bun, nu rău, ca să vă dau viitorul și nădejdea. Și veți striga către mine și veți veni și vă veți ruga mie și eu vă voi auzi. Așa cum stăm, vă invit să plecăm capul în rugăciune. Îți mulțumim, Tatăl nostru, pentru gândul Tău bun pentru noi.
Îți mulțumim pentru că ai pregătit cuvânt, hrana potrivită. Te rugăm să binecuvintezi servul pe care Tu l-ai pregătit, să binecuvintezi inimile noastre de asemenea și prin prezentarea cuvântului noi să auzim glasul Tău. Te rugăm să ne dai putere pentru a-L înțelege și pentru a-L trăi în viața noastră, spre slava numelui Tău. Îți mulțumim în numele Domnului Iisus. Amin. Aduc și eu mulțumire și laudă lui Dumnezeu pentru bunătatea Lui nesfârșită. Așa cum știm, venim aici să ne închinăm Domnului, adică să-i spunem Domnului cât de mult apreciem grija Lui față de noi și iubirea pe care ne-o arată El nouă și cât de mare este El și că dorim să-L ascultăm, să ne supunem Lui. Acesta este serviciul de închinare totdeauna și astăzi sper să nu fie o excepție. Am observat în lumea din jur o notă de îngrijorare privind viitorul. Oamenii se întreabă ce ne așteaptă. Fie că e vorba de unele întâmplări prin Orientul apropiat, pe acolo, prin Europa sau și pe la noi sau pe unde s-au mai întâmplat, oamenii se întreabă ce va fi. Un fel de grijă pentru viitor. Sigur, subiectul are și o valoare filozofică pentru cine vrea să dezbată, dar nu este grija și interesul meu acum să fac lucrul acesta. Vreau să spun două, trei cuvinte despre ideea de viitor. Eu înțeleg viitorul în două forme, fiindcă de acum mă apropii de lumea credincioșilor. Viitorul scurt, l-aș numi eu, și viitorul continuu, infinit. Între cele două este a doua venire a Domnului Hristos. Viitorul scurt nu e atât de lung până la venirea Domnului Hristos, pentru că rând pe rând noi ne coborâm în groapă. Deci, ceea ce spune Biblia că venirea Domnului este aproape, e foarte adevărat pentru fiecare, că de-abia urcăm puțin pe scara aceasta a vieții și imediat coborâm pe partea cealaltă, nici nu știm când a trecut timpul. Deci avem de-a face cu două idei de viitor. Eu mă voi referi mai mult la viitorul acesta pe care l-am numit scurt. Și voi spune câteva lucruri despre el. Am observat și în lumea noastră, permiteți-mi să spun, a credincioșilor, ceva comun, o frământare și o discuție pe teme care au toate notă comună, viitorul apropiat. De exemplu, legea duminicală sau închiderea harului sau viitoarea persecuție sau ce va face Vaticanul și catolicismul în viitor sau sigilarea sau toate celelalte, puneți-le la rând dacă vreți pe toate, au această idee comună de viitor în ele. Eu nu am intenția acum să dezbat niciunul din subiectele acestea, ci mă refer la nota aceasta comună a lor privind interesul nostru pentru viitor, mai ales pentru viitorul apropiat. Am căutat în Biblie texte care vorbesc despre viitor. Am găsit un singur text, acesta din Ieremia 29, care a fost citit. Eu știu gândurile pe care le am pentru voi, planurile, zice altă traducere, foarte corect tradus, pe care le am pentru voi, de pace și nu de nenorocire, că vreau să vă dau un viitor și o nădejde. Nu intru acum în discuție cum scrie în original și toate celelalte,
nu ne interesează acum treburi tehnice. Aceasta rămâne să fie studiată de specialiști, de experți. Dar mi-a atras atenția că în Biblie nu am găsit decât un singur loc în care este amintit viitorul. Un singur loc. Foarte interesant lucrul acesta. Deși Biblia vorbește despre viitor de la început, când Dumnezeu a spus, uite, din pomul acesta să nu mănânci, că în ziua în care vei mânca, a vorbit despre viitor, vei deveni muritor. Și apoi celelalte, promisiunea Mântuitorului și făgăduințele date lui Avraam și toate celelalte discutate în continuare. Și multe, multe, și Domnul Hristos și prorocii pe rând. Dar noțiunea însăși de viitor nu este numită, nu este denumită în mod expres. Și altceva am observat. Și eu fac aceasta ca să justific motivul prezentării mele de astăzi în fața dumneavoastră. Fiindcă am ceva să vă spun la subiectul acesta. Și de aceea stau în picioare în fața dumneavoastră cu îngăduința și favoarea lui Dumnezeu. Ce vreau să vă spun eu este următorul lucru. Că Dumnezeu spune foarte puțin despre viitor. Dumnezeu vorbește despre sine însuși și spune puține lucruri, atât cât a decis El să spună, și despre viitor vorbește foarte puțin, câteva linii mari privind viitorul, mai ales de la data la care ne găsim noi azi. De ce mă interesează subiectul? Să vă spun de ce. Este observația mea că în frământarea subiectelor amintite, apare ceva care ne interesează, și anume, vă comunic observațiile mele. Dumneavoastră aveți privilegiu să le cântăriți, să le acceptați sau să nu le acceptați. Vă uitați în cuvântul lui Dumnezeu și decide fiecare pentru sine. De ce Dumnezeu nu ne spune mai mult despre viitor? Un motiv pentru care Dumnezeu nu ne spune mai mult despre viitor este acela, cred eu, că noi nu putem să pricepem, nu putem să înțelegem. Capacitatea noastră este limitată, încât nu putem înțelege și dacă Dumnezeu ne-ar spune nouă amănunte despre viitor. Al doilea motiv este că și dacă am înțelege câte ceva din ceea ce Dumnezeu ne-ar spune despre viitor, noi nu știm cum să folosim informațiile respective. Ce facem cu ele, dacă le știm, cu toate datele acestea? Ce fac eu, de exemplu, cu viața mea, dacă știu cum mai trăiesc câțiva ani de aici înainte? Sau dacă știu că săptămâna viitoare se încheie firul vieții mele? Fie un caz, fie celălalt. Am luat ca exemplu. Pot să fie luate multe exemple, pot multe exemple să fie date despre aceasta. Dar mai este un motiv pe care îl aduc înaintea dumneavoastră, care mi se pare destul de serios. Dumnezeu vrea să ne ferească pe noi de capcana îngrijorării. În termeni mai noi, această îngrijorare se numește stres. Cuvântul este luat din știința medicală și are de-a face, eu vorbesc simplificat, cine e de profesie poate să spună mult mai mult decât pot să spun eu despre aceasta, are de-a face cu funcționarea organismului, fiziologie. De acolo este luat termenul stres. Ce înseamnă el? Și spun aceasta fiindcă mi se pare că merită atenția noastră. Aceasta spune că forțe externe pun presiune, tensiune dacă vreți, încordare, îngrijorare, luați cum vreți și aplicați unde este cazul, fie asupra minții noastre, fie asupra emoțiilor noastre, fie asupra corpului nostru.
Dar care este efectul acestor presiuni venite din exterior asupra funcționării organismului? Ele pot conduce, și vorbesc cu precauție aici, am spus din ce motiv, fiindcă nu e specialitatea mea, nu vreau să fac greșeli foarte mari, pentru că această noțiune de stres poate, sau stresul, mai exact, poate să producă dezechilibru. Și acesta e cuvântul cheie pe care aș dori să binevoiți să-l rețineți. Îngrijorările și stresul pot produce dezechilibru mental, emotiv și fizic. Este aceasta intenția lui Dumnezeu pentru copiii săi, să pună asupra lor presiuni de felul acesta și să-i dezechilibreze pe ei ca să nu mai știe ce să facă? Biblia zice despre neamurile pământului înaintea venirii Domnului Hristos, nu vor ști ce să facă. Sigur că nu vor ști ce să facă, dar eu mă refer acum mai mult la lumea credincioșilor și am amintit câteva subiecte care produc frământare și dezbatere și eventual pot să producă îngrijorare sau stres. Aduc înaintea dumneavoastră un text foarte interesant din Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 7. Era momentul dinaintea înălțării la cer a Domnului Hristos. Vă dați seama cu câtă grijă vorbea Domnul Hristos cu ucenicii lui, că erau ultimile lui clipe pe fața pământului în trup omenesc alături de ei. Deci le-a spus ce era mai important pentru ei. Ei întreabă cu oarecare jenă, cu oarecare reține, Doamne, învățătorule, în vremea de acum ai de gând să așezi împărăția lui Israel? Vă aduceți aminte ce a răspuns Domnul Hristos? Foarte interesant. Domnul Hristos a zis, nu este treaba voastră să stabiliți timpul și soroacele, soroc înseamnă termen. Nu-i treaba voastră. Nu vă ocupați cu asta. Pe acestea, zice Domnul Hristos, le-a păstrat Tatăl în stăpânirea Lui. El e stăpânul împrejurărilor și al viitorului. Când am pus titlul vorbirii de astăzi în mâna lui Dumnezeu, am avut în minte și completez acum pe calea aceasta că în mâna lui Dumnezeu se află viitorul credincioșilor și că motivele de frământare și de dezbatere pot fi justificate, cât pot fi justificate, dar viitorul este sub stăpânirea lui Dumnezeu. Nu noi decidem. Nu e pe contul nostru, nu numai să știm, dar să decidem ce urmează pentru fiecare dintre noi. Și uitați-vă de ce spun lucrul acesta. Pentru că în afară de pericolul acesta al unei avalanșe de îngrijorări, dacă vreți, de stres asupra noastră, mai există un pericol. Eu am auzit și eu, am vorbit și eu cu unii dintre noastră, nu cu mulți, nu prea mult, dar, mă rog, destul zic eu ca să-mi dau seama despre aceasta. Că unii au înțelegeri incomplete, eventual incorrecte, despre evenimentele care urmează, despre ce ne așteaptă. Și aș sugera oamenilor să fie atenți, fiindcă aceasta poate să influențeze pregătirea sau nepregătirea fiecăruia pentru ceea ce ne așteaptă. Nici să fim
indiferenți și nepăsători, nici extrema aceasta, dar nici să devenim noi specialiști în descrierea detaliilor viitorului credincioșilor. Pe acestea le-a păstrat Tatăl în stăpânirea Lui. Nu este treaba voastră. Zice Domnul Hristos, sunt cuvinte Lui, dacă vreți deschideți Biblia și verificați ce v-am spus eu. Cuvânt cu cuvânt. Ce a zis Domnul Hristos? Sigur că Dumnezeu are în mâna Lui soarta fiecăruia dintre noi. Dar referindu-mă la aceasta, mai am ceva în minte care trebuie spus. Există un pericol și pericolul acesta mi se pare grav pentru simplu motiv că nu mai există posibilitate de revenire. A fost o dezamăgire mare la 1844 când adventiștii mileriți au crezut că vine Domnul Hristos. La data stabilită din profeții, cu istorie, cu concordanță, cu ce au avut ei la îndemână. Și au trecut printr-o dezamăgire amară, foarte amară, care pe unii i-a împins chiar afară din câmpul credinței de tot. Nu pe toți, dar pe unii. Poate că pe mulți. Dar aduc înaintea dumneavoastră altceva interesant. Când armatele romane au înconjurat Ierusalimul în anul 70, romanii au așteptat multă vreme, au asediat, s-au retras și s-a dat ocazie celor care au crezut pe Domnul Hristos să plece afară din Ierusalim, să ducă unde ori știi mai repede, să-și scape viața și istoria spune că niciun creștin n-a murit cu ocazia asediului acelea. Dar, zice istoria, și eu pun sub semnul întrebării, fiindcă nu aveau mijloacele de azi, de statistică. Zice-se că cu ocazia aceea, fariseii s-au urcat pe zidurile Ierusalimului și încurajau pe oameni să aibă încredere în Dumnezeu. Că uite ce a promis Dumnezeu, că va fi alături de poporul său pe care l-a ales încă de la Avraam și Isaac și Iacov și ceea ce a promis Dumnezeu prin profeții lui și ei să aibă încredere în Dumnezeu, să nu fie disperați. Da, sunt armate romane aici, dar Dumnezeu poate să ne scape și o să ne scape. Și Dumnezeu nu i-a scăpat. Și istoria spune, și la aceasta m-am referit când am vorbit de lipsa de statistici exacte, că au fost circa 1 milion de victime. Aceasta au pus sub semnul îndoiele, fiindcă 1 milion de oameni în Ierusalim, într-o localitate mică și într-o țară mică, de unde până unde 1 milion? E un număr uriaș. Dar să nu fi fost 1 milion, cât ar fi fost, n-are importanță. Întrebarea importantă este dacă au avut dreptate fariseii că Dumnezeu va interveni și îi va scăpa. Dumnezeu nu i-a scăpat atunci. Și mulți au ajuns sclavi pe moșiile romanilor, cine știu pe unde, prin Galia sau prin Africa de Nord sau, dacă nu, și prin Dacia sau ce știu pe unde, pornind de atunci. Iar ceea ce se va întâmpla atunci, de aceea spun că este grav, nu mai există revenire. Fiindcă cei care au fost duși sclavi de romani au avut timp să caute pe Dumnezeu, să se pocăiască și să înțeleagă niște lucruri care veneau de la Dumnezeu. Și cei de la 1844 au avut ocazie să vadă ce a fost greșit în interpretarea lor și în așteptările lor nerealiste față de cursul evenimentelor. Dar ceea ce se va întâmpla la sfârșit de tot, când Domnul își va încheia lucrarea Lui, de mijlocitor în cer, nu mai are nicio posibilitate de revenire, fiindcă ceea ce se va termina atunci este încheiere. Între subiectele care produc frământare este și subiectul desăvârșirii, cine vrea poate să cerceteze mai departe,
Ce sugerez eu este următorul lucru, frații mei, și eu împărtășesc cu dumneavoastră destul de scurt și de repede. Dacă la dumneavoastră vine cineva care vă iubește și în mod cinstit vă dorește salvarea și vrea să vă ajute și vrea să vă trezească, cred că primul lucru pe care trebuie să-l faceți dumneavoastră, este sugestia mea, dumneavoastră o acceptați sau nu, am spus de la început, este să cereți să deschidă cuvântul lui Dumnezeu și să citeze din Biblie. Domnul Hristos de multe ori a folosit expresia stă scris, dar totdeauna din Biblie. Din Biblia care era până la data aceea și ceea ce urmează mai departe e ușor de stabilit. Să se dovedească din cuvântul lui Dumnezeu ce stă scris. Sigur, cineva poate să înțeleagă mai îngust, mai larg. Asta depinde de la persoană la alta. Nu condamn pe nimeni. Dumnezeu iubește pe fiecare și are răbdare cu fiecare. Și cu mine și cred că și cu fiecare din dumneavoastră. Nu numai cu mine, a avut și are răbdare. Cred lucrul acesta. Dar în lumina acestei căi a lui Dumnezeu de a rezolva lucrurile, trebuie să contăm pe ce stă scris, în primul rând, în cuvântul lui Dumnezeu. Erau cărți scrise și în timpul Domnului Hristos. Domnul Hristos n-a citat decât din Biblie. Despre aceasta a vorbit și a zis, stă scris. Mai departe. Aduc înaintea dumneavoastră pentru puțină inspecție, dacă vreți, un cuvânt cam pretențios, dar nu se potrivește aici. Vreau să compar Betel și cu Iaboc. Betel s-a numit locul unde Iacov a dormit, fugind de acasă de furia fratelui său Esau, la sfatul mamei. A dormit cu capul pe o piatră, știți dumneavoastră, n-a avut cu el pernă și încă de puf, a dormit acolo și era și el cu frică, cu îngrijorare, cu stresul lui, dacă vreți. Și a visat o scară spre cer, pe care îngerii lui Dumnezeu urcau și coborau, și cineva din capătul de sus al scării a vorbit cu el și a spus, Iacove, eu sunt Dumnezeu tatălui tău Avram și sunt Dumnezeul lui Isaac. Ce am promis voi face. Acesta va fi terenul pe care urmașii lui îl vor stăpâni. Și urmează niște detalii. Și apoi urmează o precizare care mi se pare foarte interesantă. Și Domnul zice, voi fi cu tine până voi împlini ceea ce spun. Tu te duci pe drumul pe care ai plecat, dar eu voi fi cu tine. Dar ce a lipsit lui Iacov că s-a tulburat așa de mult la Iaboc când avea promisiunea lui Dumnezeu atât de fermă și atât de clară? El a și zis, aici e casa lui Dumnezeu, aici sunt îngerii lui Dumnezeu și eu. Ce a lipsit lui? Nu numai atât, dar când a plecat de la Laban, el a plecat la cererea Îngerului lui Dumnezeu. A spus, întoarce-te în țara ta și în casa ta. Pleacă de aici. Laban era un hrăpăreț și un apucător și au zis cum vorbește Laban cu el când îl găsește. Fuge după el cu oamenii și îl găsește. De ce ai plecat? Zice, astea sunt fetele mele și astea sunt turmele mele. Erau ale lui, e adevărat? Iacov nu i-a luat nimic din turmele lui. Iacov zice, ia arată-mi cine ți-a furat ceva din al tău. De ce vorbești așa? Sunt ale mele, zice. Astea erau planurile lui Laban. Dar mă rog, a plecat că Îngerul Domnului a spus să plece de acolo. N-a plecat că i-a venit lui ideea să plece de acolo. Îl exploatase Laban, îl jefuise, mă rog, îi schimbase salariul de 10 ori și toate celelalte care le știm din istoria lui. Ce i-a lipsit lui Iacov? De ce s-a tulburat Iacov? De ce a fost nevoie să se lupte o noapte întreagă
cu Îngerul Domnului. Ce îi lipsea când avea promisiunea lui Dumnezeu? V-ați gândit vreodată la lucrul acesta? De ce această tulburare și frământare pe Iacov când avea o asigurare categorică din partea lui Dumnezeu? Du-te pe drumul pe care ai plecat, eu sunt cu tine negreșit. Voi fi cu tine până voi împlini ce spun. Îi spune Dumnezeu. Ce vrea mai mult la Iacov? Nu fac discuție cu nimeni. Întrebările au valoare retorică, ca să provoace gândirea fiecăruia. Vă rog. Uitați-vă ce sugerez. E vorba de o convertire incompletă a lui Iacov. Dacă vreți, semiconvertirea. Sigur, el iubea pe Domnul, avea încredere în promisiunile lui Dumnezeu, era fericit să fie credincios, dar, în același timp, convertirea lui nu era completă și el nu își dădea seama de lucrul acesta. El nu și-a dat seama de lucrul acesta. Din felul cum el a trăit și ce s-a petrecut în viața lui la Laban în cei 20 de ani, reiese această posibilă concluzie că avem de a face cu o convertire incompletă în cazul lui Iacov. Și de aceea tot chinul prin care a trecut el acolo. Să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta, cu tot cugetul tău, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți, aceasta e toată legea, zice Domnul Hristos. Și așa este, într-adevăr. Deci acesta e primul lucru. Vă rog să fim puțin precauți aici. Suntem într-un grup de oameni care au plăcerea să fie socotiți că sunt credincioși. Am și eu această plăcere și presupun că mai au și alții. Nu sunt singurul care am această plăcere. Aș dori însă ca această evaluare să fie evaluarea lui Dumnezeu. Nu a mea, nici a noastră, nici a cercului în care eu mă mișc. Poate să fie de bună credință, o evaluare prietenoasă, iubitoare, n-am nimic de pus la îndoială. Mă interesează însă ca această evaluare să nu fie a mea, ci să fie a lui Dumnezeu. Și Iacov a devenit biruitor și a devenit Israel și i s-a schimbat numele atunci când și-a dat seama că are nevoie de o convertire completă. Cu respect pentru fiecare, încep cu mine. Probabil că avem nevoie, mai mulți dintre noi, de o convertire completă. De una incompletă ne bucurăm un număr mai mare dintre noi decât ceilalți. Deci primul lucru pe care l-am adus înaintea dumneavoastră, noi trebuie să colaborăm cu Dumnezeu privind viitorul nostru. Că Dumnezeu vorbește că El are planuri de viitor pentru noi și o nădejde pentru noi durabilă, cât infinitul, cât veșnicia, dar trebuie să colaborăm cu Dumnezeu. Primul lucru pe care l-am menționat, binevoit să-l rețineți, cel puțin pentru cântărire în mintea dumneavoastră înainte de a trage o concluzie finală. Verificați fiecare lucru pe care îl credeți și îl afirmați cu Biblia. Al doilea, să ne rugăm lui Dumnezeu fiecare să ne conducă și pe noi la o experiență a convertirii depline. Cunoaștem pe Domnul, avem experiențe cu El, ne-a răspuns la rugăciune de multe ori,
și suntem fericiți că și acum când venim la El ne primește totdeauna, dar pentru a trece de momentele de criză care urmează, despre care știm atât de puțin, avem nevoie să rezolvăm problema păcatului. Când vorbesc de convertire deplină, mă refer la rezolvarea problemei păcatului. Și aduc înaintea dumneavoastră, de asemenea pentru cântărire, următorul lucru. Dificultatea care apare, fie când vorbim despre păcat, fie când vorbim despre neprihănire, fie când vorbim despre desăvârșire, este că nu avem o concepție clară despre păcat. Vă dau câteva exemple. Dacă pun întrebarea, și nu o pun, vă rog să nu răspundă nimeni, ce este păcatul? Sigur, o să izbucnească imediat din toate colțurile răspunsul, păcatul este călcarea legii. A cărei legi? A lui Dumnezeu. De acord cu dumneavoastră, n-am nicio îndoială. Dar ia cântăriți dumneavoastră următoarele sugestii pe care le dau. Samuel spune evreilor, când ei au cerut un împărat, zice, bine, uite, Domnul o să vă dea un împărat. Să știți ce o să urmeze, le-a spus câteva lucruri, ce o să facă împăratul cu ei, cu averea lor, cu fetele lor, mă rog. Și pe omul zice, eu n-am să păcătuiesc încetând să mă rog pentru voi. Ce păcat era acesta dacă Samuel nu se mai ruga pentru ei? În ce constă păcatul acesta? Da, iau alt exemplu. Acestea le înșir fără detalii. Dau alt exemplu. Cine știe să facă binele și nu îl face, săvârșește păcat. Roman 14. Și alte lucruri. Și câte alte exemple, mai multe exemple de felul acesta pot să dau. Noțiunea de păcat ar de a face între altele, și sugerez numai puțin acum, cu starea viciată a naturii umane, cu ceea ce noi numim așa în jargon, dacă vreți, fire pământească. Cu natura viciată umană, în urma înstrăinării de Dumnezeu. Noi nu ne cunoaștem bine nici pe noi, nici pe alții, încercăm noi să judecăm pe unul sau pe altul, dar e imprudent ce facem, dacă facem lucrul acesta. Așadar, să fim precauți. Când vrem să discutăm despre rezolvarea problemei păcatului și dacă vreți, mă rog, prin extensie, să discutăm despre desăvârșire, vă rog să aveți în vedere că nouă ne scapă o mare parte din ceea ce este definiția păcatului. Pentru noi este că dacă vineri seara ne-am oprit din lucru și cântăm și nu mai facem nimic, sau dacă nu gătim în sabat sau dacă nu știu ce, noi nu avem păcat. Nu știu. Mă abțin să fac o judecată, fiindcă nu sunt eu pus judecătorul nimănui. Și Dumnezeu iubește pe fiecare, și pe cel care nu înțelege bine, și pe cel care greșește, mă iubește și pe mine și vă asigur că vă iubește la fel și pe dumneavoastră, pe fiecare. Dar dacă vrem să socotim încheiată problema păcatului, trebuie întâi să înțelegem ce este acela păcatul. Și aici avem cam mult încă, cam mult neînțeles. Și din nou atrag atenția foarte în trecere asupra stării de păcat, nu asupra actelor, asupra stării de păcat. Mai am ceva de spus aici la problema aceasta. Ar fi mai mult, poate, dar deocamdată spun atât.
Și anume, eu nu cred, încep cu aceasta, fără ca să oblig pe nimeni să creadă ca mine sau să nu creadă ca mine. Am spus-o deja de vreo două ori. Că va exista vreun moment în viitor când eu să stau pe contul meu, nevinovat înaintea cerului și a pământului. Așa ceva nu se va întâmpla. Zice în Romani 8, capitolul 8, Apostolul Pavel, dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Textul este cunoscut tuturor, cred, sau majorității dintre noi. Dacă n-are Duhul lui Hristos, dacă Dumnezeu își retrage Duhul lui de la mine, atunci da, atunci sunt pierdut. Sau unii pot să creadă, care știu mai mult, sau au impresia că știu mai mult, că poți să stai și așa, că te-ai șlefuit între timp, te-ai făcut, te-ai pregătit și ești în stare să stai singur. Mă rog, respect fiecăruia părerea pe care o are. Aveți grijă să nu ajungem la o decepție mare și nereparabilă. Eu repet, cu respect, pentru părerea fiecăruia, nu cred că va exista vreun moment, cândva, în viitorul apropiat sau îndepărtat, când eu să pot sta pe contul meu. Eu nu cred nici că Adam a stat pe contul lui înainte de a păcătui. Tot prin legătura cu Dumnezeu a fost în starea în care a fost. Nici el și Eva înainte de a păcătui. După ce au păcătuit, e altă istorie. Nici ei n-au fost atunci. Și, îngăduiți, care om a fost perfect în Biblie? A fost Avraam un om perfect? A fost pe cine să iau? Ilie, care a fost luat la cer, a fost perfect? A fost Moise perfect? Arătați-mi, vă rog, nu din jur, că întrebarea aceasta am întâlnit-o și eu de multe ori, ci că arată-mi pe cineva care este desăvârșit. Nu asta. Întrebarea mea mai precisă este următoarea. Numiți pe cineva fără păcat din Biblie, dintre oameni, afară de Domnul Hristos. Poftiți? Vă rog, în Biblie nu este niciun caz de om lipsit de păcat, căci stă scris, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toți avem nevoie de harul lui Dumnezeu, toți avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu își retrage Duhul de la noi, atunci se schimbă cu totul situația. Și Dumnezeu nu își retrage Duhul de la nimeni care îl caută. Nu? Dumnezeu nu își retrage Duhul. Sigur, aici mai e de vorbit și de discutat și cu plăcere, cu alte ocazii, dacă mai trăim și mai avem posibilitate, mai discutăm și mai mult decât atât. Suntem în mâna lui Dumnezeu. Ziua de mâine a fiecăruia dintre noi este în mâna lui Dumnezeu. Dacă îl lăsăm pe El să lucreze. Dacă nu îl lăsăm pe El să lucreze, atunci ne luăm noi soarta în mâna noastră și ce iese mai departe ne privește. Dar altfel, ziua de mâine a fiecăruia dintre noi este în mâna lui Dumnezeu. Vă rog, frații mei iubiți, stimate surori, nu faceți greșeala să contați pe ce faceți sau pe ce sunteți. Nu contați pe așa ceva. Lăsați-L pe Dumnezeu să facă El evaluarea, că El ne iubește și El este atotputernic. Lăsați-L pe El. Dar, în concluzie, referindu-mă la Iaboc față de Betel,
Un detaliu foarte important aici este următorul, că rezolvarea stării lui Iacov a avut loc între el singur și Dumnezeu și în mod discret. Nu-i vorba de o desfășurare publică, de o mărturisire zgomotoasă și de ce știu eu, ce duhuri și mai știu, nimic de felul acesta. Singur și discret. Așa și-a rezolvat Iacov situația lui. Sigur, acolo a fost Domnul lângă el. Și putem discuta mai departe, cu plăcere, subiectul acesta. Singur și discret. Nici Rahelei nu i-a spus, soția lui pe care a iubit-o și pentru care a muncit 14 ani la Hapsânul de la Ban. Nici ei nu i-a spus să stea alături de el sau i-a spus ce se întâmplă în sufletul lui. Nimănui. Numai el și Dumnezeu. Și lăsați-l pe Dumnezeu să judece. Vi s-a întâmplat să fiți condamnați pe nedrept? Cred că da. E inevitabil în lumea noastră. Să fim judecați greșit și condamnați pe nedrept. Știți ce? Mai bine, iertați-mă, tăceți din gură și vedeți-vă de treabă. Lăsați să fie judecați pe nedrept. E altul care știe care e realitatea. Știe care e realitatea. Știe ce ați vrut, ce aveți de gând, ce n-aveți de gând. E altcineva care face judecata, cel care a dat legea, nu noi care am primit-o. Noi o am primit-o ca să o respectăm și atât. Aduc un alt gând înaintea dumneavoastră. Ce părere aveți dumneavoastră despre ce zice Domnul Hristos a zis iudeilor care crezuseră în El? Ioan capitolul 8, versete 30-31, mai departe. A zis iudeilor, că zice, mulți au crezut în El cu ocazia aceasta. Și a zis iudeilor care crezuseră în El: dacă rămâneți în cuvântul meu, veți fi cu adevărat ucenicii mei. Interesant. Ați observat și dumneavoastră că vara, pe timpul căldurilor mari, noi de obicei nu stăm aici, ne ducem aproape de copii acolo în statul Washington, munte frumos, pădure, lacuri, totul foarte frumos. Anul acesta am avut o experiență foarte interesantă acolo. Am avut un timp relativ mai lung decât ne puteam aștepta, a fost cel puțin 10 zile, de fum. Niște valuri de fum, din niște focuri care s-aprinseseră prin pădurile de acolo, din nord, din vest, de un, nu știu, zeci de focuri de-astea. Am întrebat și eu de curiozitate, dar cum s-a prins? E simplu de tot, e un ciob. Pe jos soarele reflectează acolo și ia foc ceva uscat de lângă și probabil s-a prins de pădurea. Bine. M-am gândit la valurile acestea de fum, care au stăruit acolo de nu puteai nici să vezi bine în jur, nici pe cine e lângă tine, nici pe tine, nici... că ele sunt bune de o parabolă. Și ceea ce vă spun eu dumneavoastră acum și despre confruntarea cu ce spune Biblia poate fi un val de fum, fiindcă unii, respectos încă o dată, veți constata că ceea ce afirmați dumneavoastră nu se poate susține cu Biblia. Al doilea val de fum: nerezolvarea completă a problemei păcatului din viața fiecăruia, a convertirii. Asta e un alt val de fum care te face să nu vezi bine în jur ce se întâmplă sau ce ne așteaptă sau ce te așteaptă. Dar următorul caz este acela privind necredința. Au zis, Domnul Hristos vorbește cu cei care crezuseră în El. Și zice, dacă voi crede, dar rămâneți în cuvântul meu, atunci sunteți cu adevărat ucenicii mei și veți fi liberi și adevărul vă va face liberi, slobos, zice traducătorul Conenescu, mă rog. Și ei încep să
agite puțin, dar ce, noi nu suntem robi nimănui. Era adevărat ce spuneau ei, că au fost robi de atâtea ori, începând cu Egiptul, dacă vreți, și după aceea nu odată, de câte nenumărate ori au fost sclavi. Parțial, temporal, dar au fost sclavi. Ei zic, n-am fost robi nimănui niciodată. Bine, Domnul nu s-a contrazis cu ei despre asta, dar zice, cine trăiește în păcat e rob al păcatului. Și apoi discuția continuă cu ei, zice, noi suntem copiii lui Avram și să fiu iertat că folosesc un cuvânt dur aici, zice, noi nu suntem copii născuți din curvie. Cum a tratat pe o fată ca Maria, logodită, care n-a umblat cu mai mulți, ci era logodnic cu ei. Ei au bănuit că ei nu știau mai mult, că între doi au avut loc niște relații și s-a născut Iisus din relațiile acestea dintre ei doi. Și ei îi aruncă Domnul Hristos în față, ei nu știau mai mult decât atâta și Domnul nu dezbate cu ei mai mult lucrul acesta, îi lasă în pace. Dar întrebarea mea este, cum ajunge Domnul să spună, voi aveți de tată pe diavolul, unora care crezuseră în el? Și apoi continuă discuția cu ei și ajunge la Avraam și eu ce am fost înainte de Avraam, eu sunt și așa mai departe, și au luat pietre ca să-l omoare pe Domnul Hristos, cei care crezuseră în el. Asta mi se pare extrem de interesant. Ce vreau să spun este următorul lucru. Credința seamănă cu o plantă. Când vorbește de pilda asemănătorului, zice Domnul Hristos, n-are rădăcină multă, vine un necaz sau, mă rog, o împrejurare oarecare și se usucă repede că n-are rădăcină adâncă. Credința este ca o plantă care trebuie îngrijită și trebuie practicată ca să funcționeze și să conducă la rezultatul așteptat. Altfel, nu duce nicăieri. Pe oamenii aceștia nu i-a dus nicăieri. Și cu aceasta spunând, ajung la ceea ce mi se pare mie că e partea cea mai frumoasă din ceea ce vreau să vă spun astăzi. Și anume, uitați-vă dumneavoastră în textul pe care l-am citit la început din Ieremia 29, unde zice, vreau să vă dau un viitor, acesta e un cuvânt pe care eu l-am subliniat în Biblia mea, și versetul următor, 12, zice așa, mă veți căuta și veți pleca, mă veți ruga și vă voi asculta. Foarte interesant, mi se pare mie, pe mine m-a mișcat foarte mult. Adică, vii și îi spui Domnului, îl cauți pe Domnul, așa cum ești, slab, defectos, greșit, vinovat, mă rog, cum doriți. Și Domnul zice, mă căutați și pe urmă veți pleca. Te duci să-ți vezi de treburile tale. Ai pus cererea ta pe masa lui. Rămâne în contul lui. El se ocupă de ea mai departe. Nu tu trebuie să te chinuiești mai departe. E a lui. Da, sunt situații în care Domnul ne învață să stăruim în rugăciune, să repetăm cererile noastre din motive discutabile, interesante, valoroase. Nu intru acum în dezbaterea aceasta. Dar observați următorul lucru. Zice, voi mă veți căuta și veți pleca. Vă duceți să vă vedeți de treburile voastre, de viața voastră. Ce a zis Domnul femeii care s-a atins de el așa pe ascuns, pe furiș și s-a vindecat de boala ei care o chinuise ani de zile? Ce a zis femeii? Credința ta te-a mântuit și adaugă Domnul, du-te în pace, du-te în pace. Eu cu aceasta ajung la întrebarea ce este împărăția cerurilor. Eu știu puțin să spun despre ea. Cartea Apocalips este o carte a simbolurilor. Când zice, vino, s-au strâns toți și mare pregătire, pentru nunta mielului, însuși cuvântul mielul arată că e vorba de un simbol, că nu e vorba de un miel, e vorba de Domnul Hristos. Dar zice, vino să-ți arăt mireasa, nevasta mielului, și arată cetatea. Mireasa este o cetate?
Avem de-a face cu simboluri. Trebuie să fim atenți aici. Să nu ne grăbim cu concluzii rapide, văzute superficial. Trebuie să vedem despre ce este vorba. Knox, reformatorul scoțian, zicea următorul lucru. Biblia este propriul ei interpret. Dacă un fragment din Biblie, un verset, un capitol, dacă vreți, n-are importanță, nu este destul de clar. El zice, dacă este obscur, este puțin întunecat, nu te neliniști. Sunt alte locuri în Biblie care clarifică subiectul respectiv. Dacă este un subiect pe care Dumnezeu vrea să ne-l clarifice, dacă este vorba de detalii privind viitorul, putem să căutăm toată Biblia, că Biblia nu are intenția aceasta să satisfacă în noi curiozitatea despre viitor sau simțământul acesta că suntem noi mai altceva decât toată lumea, că noi știm ce nu știe toată lumea. Poate că știm. Mă rog, foarte bine, dacă știm. Dar simțământul acesta de, știu, de elevare, de superioritate, are în el ceva periculos. Așa că mă întorc la întrebarea ce este împărăția cerurilor. Observați următorul lucru. Și acum citesc din memorie, din Ioan capitolul 6, după ce Domnul a mulțit pâinile, a hrănit mulțimile flămând de acolo, vorbește cu ei. Domnul ne spune, zice, ei ziceau, Moise ne-a dat pâine din cer, zice, nu va da Moise, va da Tatăl meu din cer. Spune Domnul Hristos, cu răbdare cu ei, dar el adaugă, Domnul Hristos. Zice, voia Tatălui meu este să nu pierd nimic, pe niciunul să nu-l pierd. Și zice, eu îl voi învia în ziua de apoi. Și o spune asta de trei ori la rând, între versetele 36 și 40 din Ioan capitolul 6. Eu îl voi învia în ziua de apoi. În mâna cui este viitorul? În mâna celuia care a înviat și care va chema la viață el. Zice Domnul Hristos, eu îl voi învia. Nu te înviezi singur, nu fiindcă ai fost sfânt sau mai sfânt, iertați-mă, nu datorită dietei sau îmbrăcăminții sau mai știu eu ce. Nici vorba de așa ceva. Domnul zice, eu îl voi învia. Nimeni nu vine la mine, zice versetul 40, dacă nu-l atrage Tatăl meu. Îi voi da viață veșnică și repetă pentru a treia oară și eu îl voi învia în ziua de apoi. Aceasta e nădejdea noastră, fraților. În Domnul El ne va ține în momentele de încercare, că vor fi mai scurte, vor fi mai lungi, mă rog, vor fi cum vor fi. Și afară de aceasta, de ce să ne fie frică? Vorbesc omenește acum. Cu o moarte suntem datori toți, mai curând sau mai târziu. N-are importanță prea mare. Dar avem pe Domnul Hristos, care zice, eu stau la mijloc. Eu îl voi învia în ziua de apoi pe acela care rămâne în cuvântul meu. Care rămâne în cuvântul meu. Despre împărăția cerurilor eu știu foarte puțin. Și plec capul în jos și aștept ziua aceea când să văd ce va fi și cum va fi. Am stat de vorbă cu o doamnă. Întâmplător, doamnei îi plac bijuteriile, mă rog, treaba ei, nu m-am apucat să-i fac morală, am lăsat-o în pace. Dânsa crede că este credincioasă. Mă rog, să fie. Îmi spune, zice, ce credeți dumneavoastră? E adevărat că noul Ierusalim va avea străzi de aur? Și am întrebat-o, dar de ce mă întrebați dumneavoastră, ce credeți? Și eu cred că vor fi de aur adevărat. Foarte bine, zic, nu mă deranjează nimic, dacă așa credeți. Eu cred, fiindcă m-ați întrebat, că e vorba de un simbol acolo, ca și alte simboluri din jur. Nu numai de acela, de toate celelalte care sunt în capitolele respective. Dar, dacă dumneavoastră credeți altfel,
Puteți să credeți, asta nu vă deranjează și nu vă împiedică să slujiți pe Dumnezeu, că dumneavoastră credeți că strada o să fie de aur din acesta. De câte carate n-am întrebat și mai departe n-am vrut să discut. În rezumat vreau să spun că împărăția cerurilor are o calitate extraordinară și anume că acolo singurul Domn și împărat este Dumnezeu. Și expresia împărăția cerurilor nici nu apare în Vechiul Testament, apare numai în Noul Testament. Ioan Botezătorul, Domnul, ucenicii când au fost trimiși, asta predicau. Pocăiți-vă că e aproape împărăția cerurilor. Sigur, Domnul a început de atunci să-și recruteze cetățenii pentru împărăția Lui. Dar în ziua când Domnul Hristos va veni în toată slava Lui, atunci cântă, dacă vreți, în Apocalipsa 19, cântă cerul și zice, a început să împărățească Domnul Hristos. A început, când vine în toată slava Lui, în toată mărirea Lui. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă rog să rețineți următorul lucru, frații mei. Să nu conteze nimeni pe sine însuși pentru momentele din viitorul apropiat. Poate înțelegem mai bine, poate înțelegem mai puțin bine, cum vor fi. Dumnezeu ne iubește pe toți și ne rabdă pe toți și caută să ne instruiască pe toți să ne punem încrederea în El. Vă rog, verificați cu cuvântul lui Dumnezeu ce credeți. Luați Biblia și verificați cu Biblia ce este scris în Biblie. Aceea acceptați cu toată inima. Și apoi, după aceea, cu voia lui Dumnezeu, în mod particular, căutați și dumneavoastră și să căutăm toți să rezolvăm problema păcatului din viața noastră. Așa cum înțelege Dumnezeu rezolvarea, nu cum o înțelegem noi. Iar în privința necredinței, să fim atenți, că există un pericol mare. Necredința în formele în care apare, în diferitele forme ale ei în care apare, este ca un tunel întunecat, fără lumină la capătul de ieșire. Și Domnul zice, unii preferă să stea în întuneric ca să nu li se vadă faptele lor, fiindcă sunt rele. Iar eu mi-am pus întrebarea suplimentară pentru mine, ce facem cu aceia care, după cunoștința mea, nu trăiesc o viață păcătoasă, dar care au îndoieli despre una sau despre alta. Aceasta e o problemă pe care Dumnezeu o rezolvă El pentru sine. El este judecătorul cerului și al pământului și suntem fericiți că El ne judecă, fiindcă ne iubește. Și țineți minte, vă rog, ce stă scris. Împărăția cerurilor nu este mâncare și băutură, ci este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Romani 14, versetul 17. Asta este împărăția lui Dumnezeu în forma ei actuală până în ziua venirii Domnului Hristos pe norii cerului. Încă o dată, împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare sau băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Domnul să ne dea binecuvântarea Lui la toți. Este rugăciunea mea pentru fiecare și pentru mine. Amin. În numele Domnului Hristos închidem programul din dimineața aceasta intonând imnul Speranța mea e doar Hristos. Thank you.
Tatăl nostru care ești în cer, venim înaintea ta, în numele Domnului Hristos, ca să-ți mulțumim încă o dată pentru promisiunile și același timp și pentru avertizările pe care le aduci. Îți mulțumim pentru că încă o dată ne-ai asigurat de dragostea și de harul care este nemărginit pentru fiecare din noi. Și îți mulțumim că întotdeauna ești alături de noi să ne sprijinești și să ne ridici atunci când cădem. Te rugăm, Sfinte Tată, ca Tu să binecuvintezi sabatul acesta în continuare, iar acum când vom păși la despărțire, ajută-ne, Doamne, ca să luăm cu noi în inima noastră Duhul Tău, care să ne călăuzească în fiecare pas. Ajută-ne, Doamne, ca să ne umplem de bucurie, să ne umplem de speranță și în așteptarea venirii Tale să fim gata, să fim prezenți, să fim vigilenți și ajută-ne, Doamne, ca nicio clipă să nu pierdem din vedere faptul că numai ancorați de Tine și numai legați de harul Tău putem birui. Te rugăm ca binecuvântarea Ta să rămână și peste pastorul nostru care este departe. Ajută ca lucrarea pe care o face acolo să fie o lucrare binecuvântată de Tine, iar cei ce vor auzi cuvântul venit de la Tine să-și întoarcă inima în aceste momente de apropiere de venirea Ta, să-și întoarcă inima spre Tine și spre a Te căuta pe Tine pentru a fi mântuiți. Îți mulțumim pentru tot, îți mulțumim pentru binecuvântarea Ta, prin Domnul Hristos Te-am rugat. Amin. Amin.